Vechi timpuri, piatra a fost cel mai utilizat material de construcții. În zilele noastre, piatra a preluat și un rol decorativ, fie că ne dorim un aspect cald și intim, fie unul opulent sau elegant. Astăzi aflăm ce tipuri de piatră sunt cele mai potrivite pentru interiorul și exteriorul casei noastre. Marmură, granit, travertin, ardezie. Cu cât piatra este mai închisă la culoare, cu atât ea este mai dură și mai rezistentă. Suntem alături de Adriana Bacos, directorul executiv al showroom-ului de piatră decorativă. Bine v-am găsit și... Bine ați venit! Spuneți-ne ce avem în spatele nostru, avem un perete spectaculos. Da, este într-adevăr un perete spectaculos. Avem aici acest model se numește Machia Aperta și de fapt se încearcă reconstituirea venaturii unei lastre ca imagine în oglindă pe două axe, X și Y, cum ar veni. Și se poate regăsi la granit, la marmură, la travertin, practic la orice, dar este extrem de decorativ. Un tablou. De ce ar alege clujenii marmura, piatra decorativă, în detrimentul unei vopsele decorative sau al unui tapet? Se observă la nivel general un trend, orientare spre materialele naturale în detrimentul celor de sinteză. Același lucru e valabil și pentru gresie și faianță, de fapt. Ori piatra este cel mai vechi cunoscut și utilizat material pentru construcții și pentru amenajări. Observați și în ceea ce privește băile sau bucătăriile, acest trend, clujenii și nu numai încep să prefere piatra în detrimentul gresiei faianței? După cum a crescut piața, da, și clientele la noi, așa se pare că într-adevăr se preferă și mi se pare normal pentru că este o soluție, nu neapărat necesită un buget costisitor, adică poate să fie de la un buget economic până într-adevăr la o gamă de lux, dar este o soluție elegantă, sofisticată, naturală, în primul rând. Ce înseamnă un buget economic pe metru pătrat, de exemplu? Care este un preț minim de la care putem să aspirăm spre o placare cu piatră? Mai ieftin decât gresia, se poate. Avem și travertin de 59 de lei de ron pe metru pătrat. Și un preț mediu este în jur de 20 de euro, undeva pe acolo. Mulțumesc, am dorit să specificăm treaba aceasta, deoarece e importantă și partea financiară. Probabil că mulți cred că este o alegere costisitoare să alegem piatra, dar uite, nu este așa. Bun, acum în ceea ce privește tipurile de piatră, cum le alegem? Există piatră pentru exterior, piatră pentru interior. Suntem acum la partea de interioare, așa că începem cu aceasta. Ce fel de piatră putem alege? Orice fel de piatră se poate alege și pentru interior și pentru exterior. Acum depinde de stil, depinde de aplicație, depinde de destinație. Ca idee generală, și asta este valabil și pentru partea de exterior, cromatic, tot ce este mai deschis la culoare este un sort de piatră mai poros sau nu atât de dur și pe măsură ce culoarea se închide, evident că și durabilitatea și rezistența și densitatea pietrei crește. În momentul în care alegem o piatră mai poroasă, mai moale, mai calcaroasă, așa cum este ea cunoscută, în general o putem folosi pentru placările pereților, dar nu este recomandată pentru podele. Da, asta se aplică calcarului, dar travertinul, care de fapt este un calcar, un derivat de calcar, dar este o piatră mult mai densă, se poate liniștit pune și pe podele, adică și pentru placări verticale și pentru placări orizontale. De asemenea, și pentru interior și exterior, pentru că un travertin de bună calitate, care nu este atât de poros, merge foarte bine, se pretează placărilor exterioare, chiar și orizontale. Ce alte tipuri de piatră, în afară de travertin, mai aveți aici în showroom-ul vostru? Travertinul, care am spus că este soluția pentru interioare
Apropo de ce m-ați întrebat la prima întrebare, contează foarte mult stilul, designul, pentru ce stil optăm. Dacă vrem o atmosferă caldă, intimă, de cămin, mergem spre o textură catifelată, cum este a travertinului, o eleganță opulentă sau sofisticată, mergem spre marmură. Granitul este, ce vedem noi aici, de exemplu, este granit, poate fi o soluție într-adevăr sofisticată și elegantă, dar tot granit poate să însemne și o soluție economică. Granitul este o piatră dură, rezistentă, este o rocă magmatică și este des utilizată în zone de trafic intens. Așadar, în momentul în care alegem un granit, este o soluție pentru o viață? Da, majoritatea pietrei este o soluție pentru o viață. Evident că trebuie tratată, orice piatră trebuie impregnată, tratată, pentru a-i asigura durabilitatea și nu atât durabilă oricum piatra, prin esență este durabilă, cât pentru a o proteja de agenți externi. Indiferent ce fel de piatră alegem de aici din showroom, trebuie să aplicăm un lac pe deasupra ei sau ce înseamnă tratamentul pietrei? Tratamentul înseamnă o impregnare cu niște substanțe care protejează împotriva agenților externi, însemnând intemperii, condiții meteo, ploaie acidă, în bucătărie de la o ceașcă de cafea sau acizi sau săruri. Toate astea pot fi considerate agenți externi, dar prin tratare și prin impregnare piatra este protejată și nu se pătează, nu se murdărește. Cu ce periodicitate trebuie tratată piatra? E suficient să o facem o dată în momentul în care instalăm un blat de bucătărie sau o pardoseală? Sau trebuie să repetăm anual, o dată la câțiva ani? Nu anual, în niciun caz. De exemplu, travertinul trebuie undeva cam o dată la 5 ani, marmura cam o dată la 10 ani. Avem aici în spatele nostru mai multe texturi mate, lucioase. Din solicitările clienților dumneavoastră, spre ce merge trendul în 2018, aleg texturile... interior lucios. Da, se merge categoric spre lucios și se poate lucios de asemenea și în exterior pentru o placare verticală. Pentru exterior este recomandat, evident, să fie mat sau periat sau, în orice caz, să fie o suprafață care antiderapantă. Și de-aia este important să nu fie lucios. În dreapta noastră avem piesa de rezistență a showroom-ului, care poate fi considerat un obiect de artă. După cum vedeți, este exact același model, da. Machia Aperta, adică redăm venatura prin imaginea în oglindă pe cele două axe și este extrem de rar și implicit extrem de scump, datorită cromaticii. Spuneți că nu este o inserție de albastru cu antracit, ci culoarea naturală a pietrei. Este natură, este arta naturii, de-a dreptul. Iar în ceea ce privește tipurile de piatră, care sunt cele mai solicitate de către clujeni? Ce ar alege? Marmura anul acesta mai degrabă? Nu există neapărat cele mai solicitate. Toate sunt solicitate, depinde de destinația pietrei. Depinde dacă este exterior, dacă este interior. Exact cum am precizat la început, depinde de stilul locuinței sau depinde de dacă este un locuință sau este un proiect public. Așadar, în funcție de destinație, fie că este hotel, restaurant sau locuință particulară, se alege... În zonă cu trafic intens vom alege o piatră mai dură, mai rezistentă. Ce înseamnă dură? Ce tip de piatră? De exemplu, pentru exterior există lavaston, care este un tip de piatră cu care noi ne mândrim, extrasă din cariere proprii sau cariere cu care noi avem exclusivitate. Și noi o producem. Ce înseamnă o producem? Punem de la blocurile mari pe care le extragem, care se feliază, se prelucrează în produsele finite solicitate de client. Sugestiile de aplicabilitate pentru lavaston sunt cu precădere partea de exterior. Dar acolo putem vorbi de absolut orice, placaj, lespezi, borduri, bănci. În ceea ce privește pardoseala de interior, avem sub picioarele noastre plăci de marmură, da. Dacă nu mă înșală privirea? Ce mai recomandați pentru interior? Acum, exact cum am spus, depinde. Dacă vrem o soluție sofisticată și super elegantă, putem merge pe pardoseală de marmură. Dacă vrem
vorbim de living, de exemplu, și de bucătărie, de fapt. Dacă vrem o atmosferă mai caldă, mai intimă, travertin. Ardezia este o soluție cumva inedită și în România încă nu s-a lucrat mult pe americanii, folosesc mult în bucătării ardezia. Este foarte sofisticată și se pretează foarte ușor unor combinații mai ciudate, mai îndrăznețe. Se poate folosi și pentru hol, zona de intrare în casă, continuând cu bucătăria? Se poate folosi și la exterior, și la holuri, și la trepte, contratrepte, la absolut orice. Dar fiecare din toate cele pe care le-am menționat, marmura, granitul, travertinul, ardezia, toate astea se pretează. Evident că, așa cum am spus, sunt unele care merg sau sunt recomandate cu pregătire pentru exterior. Nu o să punem la vaston la interior. Și sau ardezia mai puțin optează pentru utilizarea lor acestui tip de piatră în interior. În ce măsură vin clienții la dumneavoastră să îi consiliați? De exemplu, pot să facă, nu știu, alegeri greșite, gen lavastăun pentru interior, bazându-se strict pe criterii estetice. Se întâmplă să vină cu rețeta prestabilită și să îi corectați pe traseu? Da, da. Se întâmplă de multe ori pentru că, într-adevăr, în majoritatea cazurilor, criteriul este cel estetic. Ori noi ne mândrim cu faptul că suntem Stone House. Asta ce înseamnă? Că oferim soluția completă. Consiliere, sugestii, avem un portofoliu extrem de bogat și oamenii pot să le acceseze atât pe site-uri cât și în fotografiile sau în showroom-urile noastre din toată țara unde avem. Și atunci au posibilitatea să meargă de la partea de sugestie, de design, soluție tehnică, material, transport, manopera de montaj și întreținerea ulterioară. În general, clujenii doresc soluții de gata, soluții la cheie în ceea ce privește amenajarea, nu știu, unei bucătării sau a unui living cu piatră sau merg foarte mult pe soluții personalizate? Din ce în ce mai multă lume merge pe soluții personalizate. Dacă în urmă cu câțiva ani se mergea pe varianta de pardoseala livingului sau, mă rog, a locuinței, se făcea cu placaj. Placaj ce înseamnă? Niște bucăți de piatră la o anumită grosime, standardizate, la anumite dimensiuni. E, din ce în ce mai multă lume merge pe această variantă, ce vedeți aici jos, adică plăci mari tăiate din lastre, lastrele sunt bucățile mari, feliile din blocurile despre care vorbeam, pentru că în felul ăsta designul obținut este extrem de personalizat, într-adevăr. Și trebuie îmbinate aceste lastre pentru a continua modelul, coloritul, mă gândesc. Da, dar nu neapărat. Evident că arată ca un covor, deci soluția de estetică este mult mai de impact dacă se merge pe varianta asta, dar se poate merge și pe bucăți mari, pur și simplu personalizate. Acum, trecând de la podele înspre alte piese de mobilier din interior, observ că avem cel puțin trei tipuri de mese aici în jurul nostru, construite din piatră. O tablă de șah. Ați făcut pentru clienții dumneavoastră așa ceva? Da, da, chiar au fost cereri. Orice fel de blat, fie că este așa personalizat, fie că sunt blaturi de măsuțe, fie că sunt corpuri de iluminat, blaturi pentru bar. Haideți să vedem ce... aceasta este o masă sau un corp de iluminat? Mă gândesc că are și o dublă funcțiune. Da, are dublă funcțiune. Este un corp de iluminat mai sofisticat, mai pretențios, pentru că aici vorbim de o combinație între marmură și onyx, dar efectul este și impactul este, da. Așa-i. Aceste corpuri de iluminat și mese se construiesc manual. Arată ca niște intarsii din lemn. Da, se construiesc manual. Ele sunt tăiate la mașină, dar bineînțeles designul... Deci decupajul până la urmă... Până la urmă, da, se face manual. Da. Și aici e o masă de conferință cu un simbol special. Da, aici vorbim de... De fapt, tot conceptul showroom-urilor noastre vorbește despre esență, despre piatră. Și ce înseamnă esența? Înseamnă combinația celor patru elemente. Acesta este un simbol păgân, druidic, se numește sigiliu vieții și, practic, însumează combinația celor patru elemente pentru constituirea materiei a pietrei.
Cele patru elemente sunt în spatele nostru? Da, da, cum le vedeți aici. Și cum, de fapt, și încăperile de aici sunt construite pe același principiu. Aici este încăperea aerului, da. Da, este aerisit. Am ajuns la al doilea element. Care este? Ce vedem aici este onyx. Este extrem de spectaculos. Pe o suprafață foarte mare? Da, pe o suprafață foarte mare. Și faptul că noi am ales să-l expunem în modul ăsta a determinat o mare parte dintre clienți să fie interesați de asemenea tip de design și o mai mică parte, pentru că este totuși un produs de exclusivitate, să-l și aplice. Avem câteva lucrări, niște hoteluri făcute și, într-adevăr, efectul este spectaculos. Dar mă gândesc că și acasă poți poate alege o placă de dimensiuni mai reduse pentru a decora un perete, poate, sau o zonă. Bineînțeles, o placă de dimensiuni mai reduse sau, după cum vedeți, piramida aceea este tot din onyx. Îmi cer scuze că nu e aprinsă. Este o veioză, de fapt. O veioză, da, 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 da. Ce putem pune în spatele acestei plăci de onyx? Putem instala niște corpuri de iluminat sau să le aplicăm direct pe geam? Da, noi le-am aplicat direct pe geam pentru că este mai simplu în felul ăsta și efectul este absolut spectaculos, dar se pot așeza în spatele lor, bineînțeles, sau chiar un brâu de lumină și efectul este același. Avem aici și se păstrează și pe timpul nopții. Ori, al nostru, în felul ăsta, nu. Este chiar spectaculos, da, într-adevăr. Iar în stânga noastră avem un șemineu, un șemineu care nu ocupă foarte mult spațiu, dar este spectaculos în sine. Din ce fel de piatră este construit tot el? Granit. Și este tot un granit, noi le numim lastre unicat acestea. După cum vedeți, cristalele sunt deosebit de spectaculoase și efectul obținut din nou pentru dormitor, dar cred că aici se remarcă, pe lângă tipul de piatră, se remarcă și designul. Exact, și aceste irizații în momentul în care bate. Da, când bate lumina este... Este spectaculos. Există și următorul element pe care îl putem vedea, nu? Da. Imediat. Am ajuns la apă, după cum se vede. Aceasta este o baie în care am încercat să combinăm mai multe elemente. Apropo de onyx și de tipurile de onyx, acesta este tot onyx, acela este tot onyx. Îl vedem neluminat din interior, dar la fel de spectaculos. Da, exact. De fapt, acest sortiment de onyx nici nu transpare lumina prin el, deci nu este translucid. Fiind mai dens din cauza asta. E chiar o amenajare spectaculoasă premium pentru baie de lux. Da, nu neapărat, să știți că printre clienții noștri am avut mulți care au mers pe varianta asta și în baie această soluție, acest model care îl regăsim și, vedeți, are o continuitate cu zona chiuvetei. Da, cu zona chiuvetei și pardoseala cu partea verticală se continuă. Da, impresia de spațialitate, de spațiu mai vast, așa e. Facem un boost dimensiunilor. În ce măsură putem aplica soluțiile astea spectaculoase de design și într-un apartament? Ați avut solicitări? Da. Nu mă refer doar la case, ci apartamente normale. Da, bineînțeles. Evident că dimensiunile sunt reduse. Da. Practic, modelul, conceptul se păstrează. În sensul că placa utilizată nu va avea dimensiuni atât de mari, dar modelul, practic, asta este ideea. Iar tipul de piatră spune totul. Această chiuvetă este cu un design mai aparte. Da. O creați dumneavoastră aici? Da. Sau da. Clienții cu recomandări? Noi am noi, de felul nostru, suntem foarte îndrăzneți, în general. Și am creat diferite tipuri de lavoare, de cădițe. De fapt, încercăm să creăm pe toată linia și pe tot domeniul ăsta câte un concept. Am ajuns la al patrulea element, pământul. La pământ am ajuns. Aici putem vedea o cramă, o altă abordare a ideii de cramă. După cum vedeți, acesta este umblat de granit. Da. Este vorba de un blat mai special, o da, piatră. Este un granit, un esența lui este dur. Se numește secoia. Iar denumirea este inspirată, bineînțeles, după arbore, care este cel mai longeviv și care nu arde. Și după cum vedeți și natura redă oarecumva secțiunea arborelui de secoia, dar este extrem de decorativ.
Vorbim tot de o piatră naturală, fără alte prelucrări, deci nu e ceva artificial. Nu, da. Nimic. Da, da. Practic nimic din ceea ce vedeți la noi nu este nimic artificial. Adică mâna omului n-a intervenit decât pentru a o prelucra sau pentru a-i conferi un design. Dar altfel în piatră nu se intervine. Observ aici, din acest material special tip secoia, este atât un blat de bucătărie cât și o chiuvetă. Da. Este un monolit acesta, da. După cum vedeți. Cât de rezistentă este la apă piatra aceasta? Granitul este foarte rezistent. Granitul, chiar ca piatră, este extrem de rezistent la apă. Are un grad de absorpție mic. Motiv pentru care este recomandat la exterior, placări orizontale, verticale, dar este și o, ceea ce vedem aici este o soluție foarte decorativă care se pretează foarte bine pentru un design, o abordare mai specială, de exemplu, într-un bar. Da. Iar în spatele nostru avem o marmură roz sau ce tip de piatră? Avem un travertin. Dacă toți suntem la zona de pământ, în spatele nostru este o cramă, așadar piatra este o altă opțiune pentru a decora crama. Da. Iar aici vorbim de, acesta este lavaston, altă abordare pentru lavaston. După cum vedeți, cu aceste dale se pot placa pereți, iar dimensiunile nu este prelucrată. Da? Deci este forma, partea superioară a blocului de piatră. Exact. Și creează efectul ăsta 3D din cauza volumetriei diferite, naturale. Iar în spatele nostru este un alt tip de perete. Ce piatră folosim aici și de ce o putem folosi pe suprafețe atât de mari? Din nou avem o machia aperta despre care vorbeam la început. Asta este o marmură foarte interesantă, se numește cipolino. Cipolino adică ceapă? Ceapă, da. Cipolino ondulato, pentru că redă cumva în secțiune straturile de ceapă. Dar este o marmură extrem de valoroasă pentru că, o curiozitate, asta a fost marmura cea mai utilizată în perioada Romei Imperiale. Atât la edificii, clădiri, statui. Este o marmură cu istorie. Iar în momentul în care o alegem pentru casa noastră, putem să o folosim pentru păreți sau putem construi mese din ea, podele? Acest tip de piatră se poate utiliza pentru orice aplicație care se dorește a fi spectaculoasă și de impact. Pentru că, după cum vedeți, are un impact și cromatic, și forma. Deci poate fi blat de masă, chiar de bucătărie, nu că avem alte soluții mai economice pentru blaturi de bucătărie. Un perete unde, practic, substituie, după părerea mea, un tablou. Spuneți-ne un preț pentru acest tip de piatră, la ce să se gândească clujenii, care e un preț de la care ar porni, nu știu, o lespede sau un metru pătrat? Așa ceva? Da. Destul de mult. Deci e vorba de 10 de euro sau? Am înțeles. Bun. Vreau să vă arăt afară un granit care, acela este cel mai scump granit la care ne-am uitat inițial. Acolo se ajunge și până la 1000 și de euro. Așa e. E vorba de amenajări premium, amenajări accesibile, există soluții pentru orice fel de buzunar. Da. Asta este unul dintre puținele lucruri cu care noi ne mândrim și anume că oferim toată gama. Deci realmente toată gama și asta înseamnă și din punct de vedere financiar și din punct de vedere asortimentației oferite. Așadar, nu trebuie să aibă rețineri nimeni în momentul în care vă calcă pragul showroom-ului. Găsiți o soluție potrivită pentru oricine. Fără rețineri. Nu, chiar nu trebuie să aibă rețineri, pentru că, într-adevăr, există o soluție pentru absolut orice fel de aplicație. Deci și pentru un buget mai limitat și pentru unul care se dorește mai extravagant sau soluția mai sofisticată. Da. Avem o masă realizată din două tipuri de piatră aici sau un sistem mai special? Nu, este un singur tip de piatră, doar că tehnica prin care a fost realizată este mai specială. Practic este o gravură în piatră, în grosimea pietrei. Partea superioară a pietrei, cea lucioasă, a fost îndepărtată pe porțiuni după un anumit model? Exact, după un anumit model. Există o mașină care face. Vom ajunge și în fabrică imediat. Ajungeți și o să vedeți cum se realizează aceste... Cât de sensibil este blatul unei asemenea mese? Adică este un blat decorativ pe care doar îl admirăm într-un living sau putem tăia o pâine pe el, putem folosi... Pâine, putem tăia o pâine, putem tăia o slăninuță, putem tăia orice de... Rezistă? Rezistă, da. De fapt,
Contează tipul pietrei. Odată ce piatra este impregnată și tratată, nu este nicio problemă. Evident că nu o să punem o piatră care este mai moale sau care este mai poroasă pe post de blat, acolo unde știm că se taie sau se lucrează cu acizi sau cu... apă chiar, substanță lichidă. Da. Nu neapărat apa nu are, dacă este impregnată, nu e absolut nicio problemă. Dar să nu se păteze cu un acid sau cu un pigment. Mergem mai departe. Suntem înconjurați de marmură de toate culorile, texturile, nervurile. În ce măsură marmura este considerată o piatră de lux în amenajările interioare sau este ea accesibilă? Este accesibilă, financiar este accesibilă. Nu cred neapărat că este considerată de lux, cât o soluție pentru eleganță. Dar nu e neapărat de lux, pentru că evident, cu un asemenea design, cu asemenea artă, asta este o marmură braziliană, deosebit de spectaculoasă. Asta e o pleacă întreagă, deși ai impresia că este construită din mai multe bucăți lipită. Nu. Asta este ceea ce numim o lastră, o bucată dintr-o lastră. Asta fac cu natura. Este absolut spectaculos. Seamănă cu o junglă. Da, chiar seamănă cu o junglă. Așa se și numește, Green Forest. Mă rog, pe aproape. Aici ce mai avem? Aici avem o marmură foarte spectaculoasă, care o regăsim și pe jos. Apropo de placări orizontale, placări verticale. Poate fi folosită ca soluții pentru glafurile ferestrelor și pentru treptele exterioare marmura? Marmura poate fi folosită ca o soluție pentru bucătării, băi, mese, blaturi de bucătărie, glafuri, deci partea de la geam, trepte, contratrepte. În ce măsură clienții obișnuiți, cei care doresc pentru casele proprii ceva mai aparte, vin și vă solicită un obiect personalizat, ceva sculptat sau lucrat pe nevoile sau dorințele proprii? O măsuță, o veioză, din ceva? Din ce mai mare este cererea pentru obiecte personalizate. Probabil că în timp lumea vrea să iasă puțin din cotidian, din rutină, din soluțiile standard. Nu probabil, sigur. Deci asta se vede categoric la clienții noștri. Încercăm să ieșim din soluțiile standard. Și noi chiar avem posibilitatea să oferim absolut orice soluție personalizată. Atât pe dimensiuni, cât și pe formă, și pe material. Orice și pe bugetul clientului? În funcție de bugetul clientului, bineînțeles. Care ar fi un buget minimal pentru a realiza un perete placat cu marmură, cum este cel din dreapta noastră? Acela chiar nu este o soluție scumpă. Acolo chiar vorbim de, deși este Brescia Sarda, deși este tot Machia Aperta, este o marmură Brescia Sarda, italienească, foarte spectaculoasă și cu un buget foarte accesibil. Să zic așa, nu știu, dacă alegem să placăm un perete cu marmură într-un apartament absolut obișnuit, peretele având, nu știu, înălțimea de 2x2, să zic, la ce preț ar putea ajunge placarea acestui perete ca obiect de focus central în apartament, folosind o marmură cu preț minimal? Undeva în jur de 500 de euro. Foarte rezonabil. Chiar rezonabil, pentru că efectul este, da, chiar spectaculos. Și, practic, efectul este, într-adevăr, după cum se vede, de tablou, dar un tablou de dimensiuni mari. Avem în spatele nostru o marmură care imită piatra de râu? Da, se poate spune și așa. Dar, într-adevăr, și asta este o marmură absolut spectaculoasă. O putem folosi pentru placarea unui perete, asta este evident, arată ca un tablou, dar putem alege soluția asta pentru pardoseala unui balcon, a unei terase? Bineînțeles, se poate alege, doar că este o soluție mai costisitoare și putem obține efecte spectaculoase cu marmură sau cu oricare tip de piatră și cu soluții mai economice. Dar dacă vrem să fie ceva absolut unic și special, da, se poate. Deci piatra se pretează pentru așa ceva. Piatra se pretează, da. Și exact cum am spus, pornind de la trafic intens, avem soluții, trafic intens interior, trafic intens exterior, până la locuințe. Unde... Spuneați de modul în care se așează piatra în momentul în care dorim să construim o pardoseală. Ce există de dedesubt? Pe ce substrat o așezăm dacă vorbim de interior și de exterior?
La interior, de regulă, există o șapă și se lucrează cu adeziv. Tipii de adeziv sunt diferiți în funcție de interior sau exterior. Evident că pentru exterior trebuie să lucrăm cu un adeziv super flexibil. Ce înseamnă adeziv super flexibil? Conține niște rășini suplimentare care asigură o elasticitate și implicit la cicluri de îngheț-dezgheț sau condiții meteo mai dificile sau chiar intemperii, joacă puțin și atunci nu crapă. Așadar, acel adeziv joacă rolul de elastic, într-un fel... Da, un liant care asigură elasticitate și împiedică... Crăparea pietrei până la urmă. Da. Avem în spatele nostru un tip de marmură sculptată. Pentru ce folosiți? Astea sunt soluții decorative, deci strict decorative. În funcție de locul în care este aplicată, consider că pe un perete simplu, de exemplu, dacă se pune o asemenea placă și în spate o sursă de iluminat, deja efectul este asigurat. Am discutat până acum de decuparea marmurei, acum vedem un alt tip de prelucrare a pietrei. Da, aici vorbim de o prelucrare superficială, adineaori vorbeam de o prelucrare în masă, aici este prelucrarea superficială prin care se pot obține, noi numim modelul acesta Labrador, Tiger, asta, deci asta este chiar numai o chestie de imaginație și se poate obține orice efect, prin mașină. Practic îndepărtăm stratul lucios superficial al pietrei și rămâne la ideală. Și se, da, și rămâne acest, da, acest model. Și efectul este, după cum se vede și aici, efectul este spectaculos pentru că se creează un efect de 3D. Da. Ai impresia că e un fir de apă care curge pe de-a lungul peretelui? Da, exact. Pentru ce se folosesc aceste tipuri de prelucrări? Decorativ, da. Deci aceste tipuri sunt niște... o abordare exclusivistă, cumva, și au rol strict decorativ. L-avem alături de noi pe Ianis Ibucas, proprietarul showroom-ului de piatră decorativă. Spuneți-ne cum ajunge piatra la stadiul final în showroom-ul dumneavoastră. Piatra importăm, începem Brazilia, Spania, Italia, Grecia, Bulgaria, inclusiv și România, Turcia, Egipt, Siria, India și China. Ați acoperit jumătate de hartă. De acolo ducem piatra. De la nivelul de bolovan, de piatră masivă, cum ajunge piatra pregătită pentru a fi placată? De la cariera proprie, da. Ducem la fabrică, da. Extragem, ducem la fabrică și prelucrăm. Oricum o să mergem să vedem și mașinile. Și depinde de cerințe de fiecare client, tăiam... diferite modele de piatră. Piatra se vinde la metru pătrat, metru cub, cum se livrează? În principiu la metru pătrat. La metru cub vindem numai pietrele decorative. Pentru grădina o să vă arătăm și asta. Se livrează la palet acela? La palet, la big bag, la cavalet, depinde de dimensiunile. Iar în ceea ce privește termenul de livrare, în cât timp puteți onora o comandă? Termen de livrare e la noi de 4 zile, maxim o săptămână. Depinde de volum de comandă. Avem în spatele nostru cantități impresionante de marmură, de toate culorile. Văd că există foarte multă marfă pe stoc. Da, avem, pentru că asta și în ghilimele secretul mic nostru, să avem pe stoc. Vine clientul, vadă materialul, în principiu alege asta ce debitam. Nu vindem cu promisiunea că o să ducem un material și fiindcă materialul ajunge e un pic diferit la nuanța, așa de toate materialele naturale și numai probleme avem după. Așa e, în ceea ce privește piatra naturală, diferă foarte mult textura și nuanțele marmurei, da. De la piatră la piatră. Sigur, și fiecare dată depinde de bloc, avem diferențe. Atunci indicat clientul să alege materialul din ce avem pe stoc. Thank you.